Știai de tragedia moșierului Poroineanu, ai cărui copii s-au căsătorit fără să știe că sunt frați și apoi s-au sinucis? Pe când se afla la studii în capitala Franței, Constantin Poroineanu, pe atunci student, cu toate că în țară avea un băiat pe nume Sergiu, s-ar fi îndrăgostit de o pariziancă cu care a avut o aventură. Poroineanu s-a întors în țară, continuându-și viața și afacerile din agricultură și politică. Viața și-a urmat cursul, iar fiul său a ajuns după ani să-i calce pe urme tatălui plecând la Paris pentru a-și termina studiile. Povestea se repetă. Aici fiul lui Constantin Poroineanu se îndrăgostește și el de o studentă pariziancă, Mirabel, ce fusese crescută doar de mamă, tatăl părăsindu-i înainte de nașterea ei. De data aceasta, cei doi tineri se căsătoresc la Paris și ulterior, fiul o aduce pe proaspăta lui soție acasă, în România, pentru a-i cunoaște tatăl. Doica băiatului și-ar fi dat însă seama, punând cap la cap anumite detalii, printre care poveștile lor de viață, trăsăturile fizice și de comportament, că fiul și nora lui Constantin Poroineanu sunt de fapt frați, fata fiind nimeni alta decât fica lui Constantin Poroineanu din aventura sa de pe vremea când el fusese student la Paris. Aflând durerosul adevăr că sunt frate și soră, cei doi tineri nu au putut suporta șocul veștii. Au mers în parcul din centrul orașului Caracal parc ce fusese donat primăriei din localitate cu ani buni înainte chiar de către tatăl lor, unde s-au sinucis. Mai întâi, Sergiu a împușcat-o pe soția sa, care se dovedise a fi sora lui, apoi s-a împușcat și el. Drama cei lovise familia, în toamna anului 1908, l-a zdruncinat atât de mult pe Constantin Poroineanu încât acesta imediat după cele mai susmenționate și-a făcut testamentul și apoi s-a spânzurat.